fluier de început la 9 și 58 de minute, doamnelor, domnișilor și domnilor, SDVTV și Ricora din nou de la Gugești, dintr-o partidă din nou dintre Victoria Gugești și CSM Alzeu, dar de data aceasta de juniori A1. Un prim fault al acestui derby al juniorilor A1 din Vrancea. Iată că nu numai la echipele de seniori avem un derby, avem un derby și la echipele de juniori A1. Victoria Gugești, gazda astăzi, primește vizita echipei CSM Adjud, un echipament alb care atacă în prima repriză oaspeții de la stânga spre dreapta, acum fiind în atac și trimit mingea în afara terenului, este aur de poartă. Partida a început la 9 și 58 de minute. Apare puțin și soarele ne încearcă, să sperăm că avem o zi frumoasă astăzi. Puțin înnorat înaintea începerii acestei partide aici la Gugești, adie puțin vântul. Gugeștiul, echipa gazdă, antrenată de același Vasile Sandel, antrenor și la echipa de seniori, în echipament roșu, shorturi negre, atacă în prima repriză de la dreapta la stânga această partidă oferită de SDVTV și partenerul oficial Ricora. Și în anul competițional 2023-2024 Ricora este alături de suporterii fotbalului vrâncean. Nu uitați de concursul Ricora pentru o minge de fotbal Adidas pe ziarul Sportul de Vrancea. Pe Facebook puteți să participați cu rezultate corect anticipate și veți putea câștiga o minge de fotbal original Adidas din partea firmei Ricora, partener Sportul de Vrancea. Salutăm pe iubitorii fotbalului din Adjud și din zona de nord a județului Vrancea care ne urmăresc, număr destul de mare la această oră. La matineu, la cafea, aveam fotbal de la Gugești cu copii care, o parte dintre ei, probabil în curând îi vom vedea și la echipele de seniori ale celor două cluburi. Aruncă de la margine Gugești 0-0 în minutul 3 al primei reprize. Iată și 11 echipei gazdă în poartă: Horeangă, Mucanu, Gabriel, jucător de gambar, Nescu, Vlad, Drăgan, Enachi, Chioveanu, Băjenaru, Mihaescu, Drăgan, Milea și Dumitrache. Execută lovitura liberă de pe partea stângă fundașul echipei Victoria Gugești, Enachi, și este aruncare de la margine pentru gazde de pe partea dreaptă. Delegația Adjudului este însoțită și de președintele clubului Mihai Lungu și de legenda fotbalului adjudean Gica Dobrescu. Și acum o primă acțiune a gazelor cu un șut spre poartă, spre poarta Adjudului, dar mingea părăsește terenul și este continuare 0-0. Vă voi spune imediat și echipa oaspete. CSM Adjud în poartă cu Tudoriu, jucător de câmp, Bălășcău, Stănilă, Petrea, Voicu, Ciuntu, Drăgoi, Cibotaru, Liciu, Dârlea și Munteanu. Doni Cristinel este antrenorul echipei Adjudului și iată prima mare ocazie a Gugeștiului din 7 metri. Iată-l și pe antrenorul echipei Adjudului, vă spuneam, Andoni Cristinel. O primă mare ocazie a Gugeștiului din 7 metri. Jucătorul Dumitrache trimite pe lângă poarta lui Tudoriu. 0-0 în derby juvenil de Vrancea, Gugești Adjud. Se lasă avantaj pe partea stângă, atacă Gugeștiul prin Drăgan și trimite în afara terenului un jucător la pământ de la Gugești. 0-0. Gazdele mai insistente la început de partidă. Care de la marginea gazilor în careu, până în careu se respinge pentru moment
Și Chioveanu trimite în afara terenului o depoartă pentru Adjud, care va repune mingea din colțul cadrului de 6 metri. Echipa de seniori a clubului CSM Adjud va juca astăzi pe teren propriu cu Siretul Suraia de la orele 17, iar echipa de seniori a clubului din Gugești va juca de la orele 16 în deplasare la Mărășești cu Viitorul. Partidă care va fi transmisă de SDVTV și Ricora aici pe canalul de YouTube SDVTV. Vă invităm să vă abonați gratuit la canalul de YouTube SDVTV. Dacă nu ați făcut-o până acum, vă invităm să o faceți astăzi. Recuperează tinerii jucători de la Gugești, dar pentru moment acum Adjudul la minge și este tras de tricou Drăgan și lovitură liberă de la jumătatea terenului pentru Victoria Gugești, 0-0 în derby juvenil de Vrancea, Victoria Gugești CSV Adjud. Același Ianachi va executa lovitura liberă. Minge înaltă în careu, dar nu este nimeni acolo, din păcate. Minge din nou în afară terenului, repune din 6 metri pentru echipa CSM Adjud. Sunt și copii de mici la un meci de junior. Foarte frumos din partea grupelor mai mici de copii de la Gugești care vin să ajute juniorii. Mâine, poimâine ajung și la juniori. Repune CSM Adjud din colțul cadrului de 6 metri pe partea stângă, pe direcția lor de atac, și Gugești îl trimite în afara terenului, aruncare de la margine pentru CSM Adjud de pe partea stângă, minutul 7 la prime reprize, 0-0 la Gugești. Atacă CSM Adjud, respinge Marinescu și cu primul corner pentru CSM Adjud de pe partea stângă al acestei partide pe direcția lor de atac, minutul 8 al primei reprize. Executat pe scurt, dar prea scurt, și minge părăsește terenul. În plasa laterală a executat cornerul Adjudul și repun din 6 metri gugeștenii, panterele mici, cum le place și lor să li se spună, pantere în devenire. Anul trecut Victoria Gugești a avut o performanță frumoasă la juniori, reușind să câștige campionatul pe Vrancea și să participe la etapele superioare ale campionatului național de juniori. Respinge pentru moment CSM Adjud, recuperează Gugeștiul. Acum un contraatac pornit de CSM Adjud pe partea stângă și respinge puternic Drăgan pe partea dreaptă până în careul oaspeților. Și aruncare de la margine pentru Victoria Gugești. Executată deja. Mihăiescu prelungește cu capul. Băjenaru primește pe partea stângă Drăgan. Drăgan îi se suflă balonul și acum posibilitate de contraatac a oaspeților. Minge pe partea stângă în careu. Încercare de dribling. Atacă CSM Adjud acum. Pericol. Respinge Enache pentru Gugești. Contraatac al gazelor pe partea dreaptă. Mirea a faultat din spate și cred că este cartonaș galben, da, un fault evident, nu putea să cer scuze, nu am luat încă brigada de arbitri a Comisiei Județene de Arbitri Vrancea, dar cred că la mijloc, da, să nu anticipez, mai bine să verific, să-mi dai și mie numele colegilor ca să pot să. Deci la centru este? Denis Babalăg, Ciobanu Daniel, Ștefan Andrei. Deci Ciobanu Daniel, asistent, și Ștefan Andrei. Iar la centru, care a fluierat lovitura liberă de mai devreme, este Denis Babalăg, care numără acum cei 9 metri pentru zidul. Deci centralul Babalăg, Ștefan Andrei și Ciobanu, asistenții acestui derby. Și acum lovitura liberă de pe partea dreaptă, cred că Mirea va executa.
trimite direct spre poartă. Nu, corner, resping jucătorii Ajudului Olimpiei, executată destul de bine, dar mingea nu era pe spațiul porții, Ajudului mai, pe mai multă siguranță, au respins în corner. Iată și primul corner de pe partea stângă pe rețea de atac a Gugeștiului, minutul 10 al primei reprize, 0-0. Pe scurt. Și repunerea mingii din 6 metri. Lasă vorba, Gheren, lasă vorba. 0-0, ambiții și din partea juniorilor. Banca de rezerve a oaspeților, al doilea în spatele antrenorului Andone este Mihai Lungu, președintele clubului din Jud. Minge la centru, încearcă CSM Jud să construiască un atac pe partea stângă, dar resping cei de la Victoria Gugești în afară terenului. 0-0, minutul 11. Sunt spectatorii la această oră și în tribunele stadionului din Gugești. Sunt și părinți de la Jud veniți să-i urmărească pe copiilor. Și Hens. Făcut de Petrea Vlad. Va executa lovitorul liber Chioveanu. Cibotaru Ștefan este în zidul acestei lovituri libere. Chioveanu trimite lung în careu și trimite în corner Stănilă. Din nou corner de pe partea stângă pentru Victoria Gugești în mai puțin de un minut. Începe scurt. Chioveanu. Drăgan, blocat în momentul centrării și aruncarea de la margine pentru Victoria Gugești de pe partea stângă. Atacă Ajudul pe partea dreaptă. Minge în careu, respinge Marinescu. Și acum o greșeală a stopperului Ajudului. Respinge cu capul portarul Ajudului din afara careului. Un nou foul periculos de galben. Al doilea galben pe care îl văd de cei de la Ajud. De data aceasta primește galben Dârlea Andrei. Terenul se prezintă în condiții excelente de joc, la fel ca și la derbiul echipei de seniori. Conducerea clubului Victoria Bugești se implică foarte mult în asigurarea condițiilor deosebite pentru practicarea jocului de fotbal. Și acum o minge în careu. Resping fundașii Ajudului în afara terenului, este aruncare de la margine pentru Mirea, vreau mai cald. Victoria Gugești, 0-0 în minutul 15 al primei reprize.
Faultă în atac, făcut de Băjenaru. Gura, gura! Luca, Luca, atenție la mine! Vreau trei atingeri și nu vreau cartonașe, da? Luca! Ce ai din vorbit cu ăla, mă? Lovitură liberă executată de CSM Argeod. 0-0, Ianachi trimite în afara trenului. Aruncare de la margine pentru oaspeți. Minge lungă. Respinge Chioveanu. Se schimbă jocul. Și pentru mai multă siguranță, Victoria Gugis trimite balonul în afara terenului. Oricum, intenții ofensive și din partea oaspeților vizibile. Trimite mingea propriului portar Stănilă, Tudoriu, din nou Stănilă. Și gazdele trimit în afara terenului, out pentru oaspeți. 0-0, minutul 16, se cere o nouă minge. Ne aducem aminte de la derbiul echipelor de seniori, cel puțin în prima repriză, mai numai puțin de peste 20 de mingi trimise în afara gardului de împrejmuire al stadionului. Deci sunteți siguri că din acest punct de vedere al mingilor, gazdele nu au probleme. Atacă Adjudul, o pasă pe centru și a ieșit portarul Horeangă și degajează. Și primește cartonaș și Chioveanu. Conduce CSM Argeod la cartonașe, dar ia și cu gestul. Lovitură liberă care va fi executată de Munteanu, Gabriel Munteanu. Careu. Băjenaru, Drăgan. Nu, este Dumitrache. Dumitrache la minge. Dumitrache pe centru. Prea multe dribling-uri, a fost deposedat. Ienachi. A abuzat acolo Dumitrache, dacă ar fi șutat poate din 16 metri avea mai multe șanse. Și este aruncare de la margine pentru CSM Argeod de pe partea stângă. Iulica, ce am vorbit, tată? Dă la poartă, că nu iese golul dacă driblăm. Nu spune notă pentru driblat. Cred că va executa Bălășcău. Costel Bălășcău va executa această aruncare de la margine. Iulica, hai mai atent, adică, mai atent, vreau, da? Hai, că ai posibilitate, dă la poartă, o mai întâlnă. Zero la 0, minutul 19 și Victoria Gugești aruncă de la margine de pe partea dreaptă. Salutăm iubitorii fotbalului din Vrancea care ne urmăresc și nu numai. Partidă oferită de Ricora, partener oficial SDB TV. Atacă Victoria Gugești, dar prinde mingea în brațe portarul Tudoriu. Jucător al gazelor la pământ pe partea dreaptă, Denis Babalăc, centralul partidei, vrea să se convingă dacă mai poate continua. Partida continuă cu minge de arbitru, prinsă de portarul Doriu, care și degajează rapid. Chioveanu, minge în careu și prinde portarul Tudoriu. Respinge Ienachi, dar face și faul. Luca,
Execută oaspeții. Atacă pe partea dreaptă. Minge în careu. Reușesc gazele să degajeze pe partea dreaptă. Și trimit în afara terenului oaspeții prin Voicu. Te cere minge. O nouă minge. Și corner obținut de gazde, minutul 21 al primei reprize. Hai David la cap! Minge pe 11 metri, depășește de toți jucătorii aflați în careu. Și lovitură liberă pentru Gugești de la 17 metri. Victoria liberă în minutul 22 pentru Victoria Gugești de la 17 metri lateral stânga pe direcția lor de atac. Va executa Mihai Băjenaru. Pe scurt cu pământul, dar prinde Tudoriu. Minge slabă. Degajează Tudoriu. Marinescu trimite în afara terenului. Out pentru Ajud. Lovitură liberă pentru CSM Ajud. De pe partea dreaptă, de la 16 metri. Execută ce se mai ajut această lovitură liberă pe 16 metri și minge trimisă în afara terenului de jucătorii Ajutului. Au de poartă 0-0 în derby juvenil de Vrancea, Victoria Gugești, ce se mai ajut, minutul 24 al primei reprize. Atacă Dumitrache, greșește preluarea și resping oaspeții până la jumătatea terenului. Ajutul va repune mingea din aut lateral de la mijlocul terenului.
Denis Babalc intervine acolo, asistentul a arătat out pentru Gugești, Denis Babalc a arătat out pentru Adjud și încă un fault acolo făcut de acest mai Adjud. S-au scos cartonașe galbene până acum. Nu este de cartonaș galben, consideră Denis Babalăc. Minge trimisă în careul oaspeților. Out pentru Gugești. 0-0 execută Chioveanu. Chioveanu la a doua semnalizare de out bătut incorrect. Da. Trebuie reluată lecția de aruncare de la margine cu Chioveanu. Antrenorul echipei gazdă, Vasile Sandel, împreună cu medicul echipei Băjenaru, o minge pe partea dreaptă, dar direct în brațele portalului Tudoriu, rămâne 0-0, minutul 27, ne apropiam de ultimul sfert de oră al primei reprize. Contratat cu oaspeții, al oaspeților pe partea stângă, a ieșit Horeangă din poartă. Și minge lungă trimisă pe centru pentru Dumitrache. Respingă fundașii Adjudului. Prinde Dumitrache această minge. Dumitrache trece elegant acolo de un jucător, dar de al doilea nu mai reușește. Obține lovitură liberă fix de la marginea careului de 16 metri. Deci 3 cm, 2 cm poate mai trebuiau pentru un penalti pentru gazde, dar este lovitură liberă de la marginea careului de 16 metri pentru Victoria Gugești. Periculoasă această lovitură liberă pe care o va executa, cred, Drăgan. Direct pe poartă, peste bara transversală a portarului Tudoriu. 0-0. Victoria Gugești, CSM Adjud la juniori A1. Atât la jumate. Încadrați-l pe Noar. Așa. David, Ghenache, n-ai om. 2. Coboară, coboară, Iulian! Așa, Luca. Nu, Inver. Iulian! Tot din păscar. Degajează CSM Adjud pe partea stângă. Resping gazdele până la centru. Ienachi, Drăgan, o diagonală pe partea dreaptă și out de poartă pentru CSM Adjud. Mirea n-a mai prins această minge. Respinge Marinescu Cristi. Atacă Adjudul pe partea stângă. Dar Drăgan, un lung de linie pentru Mirea. Balonul părăsește terenul locare de la margine pentru CSM Adjud. 0-0. Minutul 30. Intrăm în ultimul sfert de oră al primei reprize. Aruncare de la margine pentru CSM Adjud de pe partea stângă pe direcția lor de atac. Come on.
pase succesive cu capul. Atacă CSM Adjud. Respinge Mărnescu. Au de poartă. Meci echilibrat până în acest moment, după 30 de minute de joc. Băgenaru. Căveanu încearcă să-l deschidă pe Drăgan. Drăgan a mai jucat de 16 metri. Nu este fault. Antrenorul echipei din Adjud solicită mai multe cartonașe galbene. Denis Babaluc discută cu președintele clubului Adjud, CSM Adjud, Mihai Lungu. Aruncare de la margine pentru Adjud, 0-0, minutul 32 și spiritele se încing. Marănescu încearcă să-l deschidă pe Dumitrache, dar minge trimisă prea tare și mingea a părăsit terenul de joc. Au de poartă 0-0 în derby juvenil de Vrancea, Victoria Gugești, CSM Adjud. Minutul 33 al primei repriză. Degajează Adjudul. Marănescu. O preluare cu capul și o pasă, o respingere tot cu capul. Tehnic acest jucător, Marinescu. Și un șut la poartă de la distanță pentru Adjud pe lângă poarta lui Horeangă. 0-0. Degajează Gugeștiul pe centru. Drăgan respinge Adjudul. Și acum o acțiune periculoasă pe centru acestui Adjud în careu. Șut blocat. Rămâne Adjudul în atac. Din nou blocați. Și un șut de la distanță pe lângă poarta lui Horeangă. Cred că a și atins mingea Horeangă într-un plonjon frumos. O Robinsonadă pe dreapta. Respinge în corner. Da, este corner. Horeangă a atins mingea la șutul periculos al Adjudului. Iată, capătă curajul oaspeții. Lovitură de colț de pe partea stângă pentru CSM Adjud, care va fi executată de Munteanu. Corner Adjud, minutul 34. Pe 6 metri și fault în atac. Doi jucători la pământ în care au de 16 metri. Se cere intervenția medicului de la oaspeți. Este acolo căzut. Bălășcău și nu pot să reperez jucătorul gazelor de care este la pământ. Nu mai aduc!
Marinescu este cel lovit de la Victoria Cucești. Zero la zero. Și juniorii pun mult suflet în acest meci. Denis Babaluc fluieră reluarea partidei. Chioveanu degajează minutul 36 al primei reprize. Dumitrache obține o aruncare de la margine de pe partea stângă. Repune Enachi și aruncare de la margine pentru Victoria Gugești. Obținută de Enachi. Atacă Drăgan, un șut periculos pe lângă poarta lui Tudoriu, rămâne 0-0 și Marinescu, cel accidentat mai devreme, cere voie să intre pe teren. Zero la zero, minutul 37 în derby juvenil de Vrancea, Victoria Gugești, CSM Adjud. Repun adjudenii, minge la picior, degajare din careu din 7 metri pe partea stângă. Atacă adjudul, respinge Chioveanu. Dumitrache scapă de marcajul fundașilor oaspeți. Și este au de poartă. Ocazie mare pentru Gugești. Dumitrache n-a mai putut controla balonul. Ar fi trebuit să șuteze. Rezervele echipei CSM Adjud, rezervă de portar Asandi, jucători din câmbă Bejan, Ciobotaru, Gabriel, Codiță, Mușat și Doru. Fault la mijlocul terenului, făcut de Mihai Băjenaru. Minge trimisă de ajut în careu, în afara terenului, au de poartă, 0 la 0, minutul 38, Victoria Gugești, CSM Adjud. Partida arbitrată de centralul Denis Babaluc, ajutat de asistenții Ciobanu și Ștefan. Degajează Gugeștiul. Enachi o minge pe centru. Lovitorile bine pentru Victoria Gugești. Fault făcut de Bălășcău. Enachi se pregătește să execute această lovitură liberă, minutul 40. Ultimele 5 minute ale primei reprize din timpul regulamentar. Victoria Gugești se mai ajunge 0-0. Minge în careu, pe centru.
și trimit în corner oaspeții, corner de pe partea stângă, care va fi executat de Drăgan. Pe scurt și este gol. Gol înscris de Mirea. Minutul 41. 1-0 pentru Victoria Cucești. Minutul 41. Înscrie Mirea. Din cornerul executat de Drăgan. Și Mirea face 1-0 în minutul 41. Se rea jocul de la centru. Out pe partea dreaptă pentru Gugești. A scăpat balonul în out, Liciu. Și acum au de poartă pentru Victoria Gugești, minutul 42. 1-0 pentru Panterile Mici în întâlnirea cu oaspeții de la CSM Azil. Respinge Enachi pe centru. Atacat Judul pe partea dreaptă. Centrare blocată de Marinescu. Resping gazdele pentru moment. Și o minge la marginea careului de 16 metri. Și o lumânare trimisă în careu. Se dau lupte în careu. Paul dă un atac, joc periculos. Minutul, acțiunea de mai devreme a Judului a fost purtată pe partea dreaptă de Dârlea. Andrei, jucătorul numărul 9. Și acum este foul în atac făcut de Adjud, lovitură liberă pentru Victoria Gugești din careul de 16 metri. Minutul 43 și este 1-0 din minutul 41 pentru Victoria Gugești. 2 minute din timpul regulamentar din prima repriză. Să vedem dacă centralul Denis Babalăc va mai arăta prelungiri la prima repriză. Degajează Horeangă din propriul careu. Mirea greșește preluarea. Adjudul încearcă o acțiune pe partea stângă. Obține o aruncare de la margine. Minutul 43 în continuare. 1-0. Partidă oferită de partenerul oficial SDVTV Ricora și aruncare de la margine pentru Gugești, iată și de la Jud, sunt juniori care încă nu au însușit lecția cu aruncarea, repunerea mingii de la margine, aruncarea din out. Este o lecție importantă în pregătirea unui viitor jucător de fotbal, dar iată că și de la Gugești și de la Jud mai trebuie repetată această lecție. Repetiție, repetiție, repetiție pentru aruncarea de la margine. Out pentru Gugești de la centrul terenului. Minge trimisă în careul de 16 metri și Dumitrache trimite slab spre poartă, prinde portarul Tudoriu care se pregătește să degajeze. Și este aruncarea de la margine pentru CSM Ajut. Se arată 2 minute de prelungiri. Centralul Denis Babalăc arată 2 minute de prelungiri. Minutul 45 și minge trimisă în afară terenului.
Ba da, acum părăsește terenul. Minge trimisă de Leca în afara terenului. Petre a Vlad. Jucătorul Petre a trimite în afara terenului. Antrenorul a strigat Lechea, Leca. Unul la 0 pentru Gazde și se repune mingea din careul de 6 metri. Pe centru. Urmărește Drăgan. Chioveanu. Și acum diagonal în careu. Și stau de poartă. Punea mingii din 6 metri pentru ajut de data aceasta. Respinge Marinescu, Dumitrache, Băjenaru, Dumitrache pe partea dreaptă. Vine centrarea în careu pentru Drăgan, care trimite pe lângă poartă din semi-forfetă laterală. Ocazie mare și fază frumoasă făcută de Dumitrache și Drăgan. Poate Drăgan cu latul în colțul lung avea șanse mai mari de finalizare. Ultimul minut de prelungiri, nu? Este fluier final al centralului Denis Babalăc, 1-0 la pauză în derby juvenil de Vrancea, Victoria Gugești, Cezmea Giud. În aproximativ 10 minute revenim cu sonor de aici, de pe stadionul din Gugești. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, să aveți un weekend minunat din partea SDV TV și Ricora, partener oficial. Nu uitați în pauza acestei partide să vă abonați gratuit la canalul de YouTube SDV TV și să dați un like la pagina ziarului sportuldevrancea.ro pe Facebook. Toate cele bune, ne reauzim peste 10 minuțele.
Auziți? El a intrat. Întoarce-te. Intră Mușat și Codiță la acest meci, iar singura schimbare făcută de Victoria Bucești, au schimbat portarii, în locul lui Horeanga a intrat Manea. Se rea jocul în derby juvenil de Francia, Victoria Gugești, CSM Giud, 1-0 la pauză, prin golul înscris în minutul 41 de Mirea pentru Gugești și iată la 10:58 de minute începe repriza a doua. Resping jucătorii giudeni în afara terenului prin Stănilă. Aruncare de la margine pentru Victoria Gugești de pe partea dreaptă, iată intenții ofensive încă din primele secunde ale reprizei, secunde ale gazdelor. 1-0 conduc cei de la Victoria Gugești în această partidă. Derby în reluare, cum spuneam, în Sportul de Francia, după derbiul echipelor de seniori jucat aici pe stadionul din Gugești acum câteva zile, când gazdele s-au impus cu 3-2 în fața oaspeților de la CSM Giud. Acum Marinescu trimite, nu, Petrea salvează acest balon, se continuă jocul. Enache, minge lungă pentru Dumitrache. Vă spuneam, cele două cluburi s-au mai întâlnit aici acum câteva zile. Victoria Bucești a învins în Superliga Franciei în play-off pe CSM Giud cu 3-2. Și este 11 metri pentru CSM Giud. Pe partea dreaptă o acțiune de atac a Giudului și obțin o lovitură de la 11 metri în minutul 2 al reprizei secunde. Se pregătește să execute lovitura de la 11 metri Munteanu. În poartă este Manea, cel care l-a înlocuit pe Horeangă. Ferească Dumnezeu! La nu pe metri! Niciodată! Să filmează, vă faceți de râs! Și este 1-1 din minutul 47. Înscrie Munteanu. Teanu, minutul 47 și în minutul 41 a scris Mirea pentru gazde. Iată, începe repriza a doua de la egalitate. Interesantă evoluția partidei în continuare. Rămâneți alături de SDV TV, partidul oferit de partenerul oficial Ricora. Ricora și SDV TV din nou împreună. Acum acțiunea Giudului, a Gugeștiului în careu. Și este corner, un șut blocat al Gugeștiului și obține o lovitură de col de pe partea stângă. Iată ce partidă interesantă avem de urmărit în continuare aici la SDV TV. Rămâneți alături de noi, salutăm pe iubitorii fotbalului din județul Vrancea, în special pe cei din Giud și Gugești care urmăresc acest derby la SDV TV. Corner pentru Gugești. Resping adjudenii. Chiuveanu în semi-luft. Băjenaru.
Lovitură liberă pentru Gugești. Se rea jocul. Din nou aruncare de la margine greșită a lui Petrea. Aruncă Gugeștiul de la margine. Vă spuneam și în prima repriză, multe lovituri, aruncări de la margine din out au fost sancționate de centralul Denis Bavalc. Mihaescu, Chioveanu, Enachie, scapă balonul în afara terenului, este aruncare de la margine pentru Adjud. Se dă corner pentru Gugești în minutul 5 al reprizei secunde, minutul 50 al partidei. Minge respinsă până în afara terenului, care de la margine pentru Victoria Gugești de pe partea dreaptă. Repune Drăgan. Respinge Stănilă. Băjenaru. Și Dumitrache în offside. 1-1 în derby juvenil de Vrancea. Victoria Gugești, CSM Adjud. Și mai avem 38 de minute de joc din această partidă din timpul regulamentar. Stănilă trimite pe centru, respinge Enachi. Drăgan, Ceremihescu, o pasă în centru pentru Mirea, dar prea lungă și prinde portalul Tudoriu. Marinescu, faultat Enachi de Drăgan, capitanul echipei oaspeților, capitanul echipei gazdă este Enachi, capitanul la oaspeți este Dârlea, ce scuze, Dârlea a făcut faultul mai devreme la Marinescu și este lovitor liber pentru Victoria Gugești din propriul careu, din propriul teren. Se pregătește să execute Marinescu Mihai Cristinel. O face în lung în careu și Voicu respinge pe partea dreaptă, iar fundașul dreaptă al Judean trimite în afara terenului. Marinescu recuperează Dârlea. Cartonaș galben pentru Drăgan. Este chemat Dârlea de centralul Babalâc, capitanul echipei CSM Adjud. Lovitură liberă CSM Adjud. Careu pe 6 metri,
arbitru, nu-i faul la portar! Se rea jocul. Ambiții de ambele părți. Deocamdată este 1 la 1. Enachi o minge pe partea stângă. Decajează ajutul lung. Mirea schimbă jocul pe partea stângă pentru Drăgan. Drăgan se obține o lovitură liberă de la 20 de metri pe banda centrală. Lovitură liberă periculoasă la poarta lui Tudoriu de la 20 de metri se pregătește a lua mingea Băjenaru Mihai. Băjenaru de la 20 de metri în poartă Tudoriu pe deasupra porții lui Tudoriu, rămâne 1 la 1 în jocul 11 la repriză secunde, victoria Gugești CSM Giud în derbiul juniorilor A1. Decajează Sănilă Enachi. Bălășcău. Fault în atac făcut de Bălășcău asupra lui Chioveanu. Lovitură liberă pentru Victoria Gugești. Pregătește să degajeze Manea Băjenaru Drăgan. Băjenaru și lovitură liberă pentru Victoria Gugești de la 20 de metri lateral stânga pe direcția lor de atac. Se pregătește să execute Drăgan. Zid. Minge în careu. Mirea pasează cu capul până la Băjenaru. Șutează din drop Băjenaru peste poarta lui Tudoriu. Rămâne 1 la 1. Minutul 14 al reprizei secunde, victoria Gugești CSM Giud la Junior 1, partidă disputată pe stadionul din Gugești și oferită de partenerul oficial Ricora. Degajează Tudoriu, respinge Mihescu. Și acum Marinescu, Petrea,
joacă dintr-o atingere Mihescu și faultează Mirea pe Ciotu. Lovitură liberă CSM Adjud. Respinge Marinescu. Băjenaru. Reluare lungă, pierde balonul, recuperează oaspeții și minge în careu. Prinde portarul Manea. 1-1, minutul 15 al reprizei secunde. Atacă Dârlea pe centru. Marinescu reușește să se sufle balonul în ultima clipă. Și Chioveanu obține o aruncare de la margine pe partea stângă. A învățat lecția Chioveanu. În prima repriză a avut de două sancțiuni la aruncări de la margine. Acum n-a mai sărit când a aruncat. Aruncă Drăgan pentru Dumitrache. Blocat regulamentar. Bălășcău trimite în afara terenului aruncare de la margine pentru Victoria Gugești. 1-1. Și se cere o altă minge. Aruncă Chioveanu. Respinge Drăgan. Mihescu pentru Mirea. Și minge în afara terenului aruncare de la margine pentru Bugești. Execută Mirea. Băjenaru. Și trimite în afara terenului aruncare de la margine pentru Adjud. Lung de linie. Mihescu la minge. Încearcă să-i trimită lui Dumitrache și respinge Petre în afara trenului. Va arunca Drăgan de la margine. Unul la unu. Victoria Gugești, CSM Adjud. Fault în atac făcut de Enachi. Dârlea prelungește balonul. Enachi. Și fault în atac făcut de CSM Adjud. Lungă pe partea stângă Drăgan. Rămâne la minge Drăgan. Schimbă jocul cu Mihescu. Cere Mirea în careu. Și este corner obținut de Mirea de pe partea dreaptă. Minutul 18 al reprizei secunde. Minutul 63 al partidei. Minge pe 6 metri. Băjenaru. Băjenaru rămâne la minge. Nu se dă nimic. Arbitrul Denis Babalu face semn să se ridice. Și aruncare de la margine pentru Gugești. Acțiunea oaspeților pe centru, periculoasă, greșește pasul decisiv, revine Munteanu, Dârlea, schimbă jocul pe partea dreaptă și un șut puternic peste poarta lui Manea. Rămâne 1-1, Victoria Gugești.
CSM Ajut în minutul 19 al reprizei secunde, pentru 64 al partidei. Degajează Manea. Mihescu. Minge trimisă în centru. Munteanu. Și faultează Bojenaru. Cartonaș galben pentru Mihai Bojenaru. Lovituri libere pentru CSM Ajut de la 25 de metri pe banda stângă, pe direcția lui de atac. Se pregătește să execute Munteanu, autorul golului din lovitură de la 11 metri pentru CSM Ajut. Puternic Munteanu pe colțul lung, prinde Manea. Și degajează Manea pe partea stângă pentru Drăgan. Nu, Dumitrache. Dumitrache este la minge acolo. Aruncarea de la margine pentru Gazde de pe partea stângă. Nu reușește să degajeze acolo Ajutul și Bugeșul va repune din nou de la margine Băjenaru. Drăgan greșește, îl scapă pe Dârlea. Dârlea intră în careu. Bară transversală a lui Dârlea. Extraordinară ocazie a Ajutului. Rămână Ajutelin în atac pe centru Munteanu. Șutează și prinde Manea. Ce ocazie mare are Dârlea. Singur cu portarul, Manea trimite în bara transversală. Mihaescu trimite prea încet și recuperează oaspeții. Dârlea în offside. Lovituri libere pentru Victoria Gugeș și subliniem marea ocazie pe care o are Ajutul prin Dârlea, față în față cu portarul Manea, în care o trimite în bara transversală. Minge lungă, respinge Ajutul. Marinescu, Drăgan blocat. Și aruncare de la margine pentru Victoria Gugești. Băjenaru o minge pe centru. Stănilă degajează în ultima clipă. Mihescu greșește preluarea. Enache, Mihescu trimite lui Mira pe dreapta. Mira rămâne la minge. Face fault Mirea. Stănilă. Chioveanu trimite. Nu, mingea nu părăsește terenul, recuperează balonul Mușat. Rămâne Mihescu la minge. Mirea. Și o minge în careu pe partea stângă. Acolo este Drăgan. Recuperează Dumitrache din nou. Îi confund pe cei doi, Dumitrache cu Drăgan. Acum este Drăgan la minge. Mihaescu. Băjenaru. Și lovitură liberă de la 25 de metri obținută de Mihai Băjenaru. Un jucător la pământ.
încep să-și pună amprenta, să-și pună amprenta efortul făcut până acum. Apar crampele musculare. Se pregătește o schimbare la Jud. Schimbare. Iese 7, intră 13. A ieșit Ciotu și intră Ciobotaru. Și lovitură liberă de la 23 de metri pentru Bugești în minutul 26 al reprizei secunde. Pentru 71 al partidului. Minge pe jos în careu Băjenaru. Scoate portarul Tudoriu. Mingea lui Băjenaru trimisă prea încet. Aruncarea de la margine pentru Bugești de pe partea dreaptă. Rămâne 1-1 în întâlnirea dintre Victoria Gugești și CSM. Ajută, atacă Gugeștiul pe partea dreaptă, Mirea. Marinescu trimite propriului portar, Manea, care degajează, dar la oaspeți. Nu reușește Mușeat să controleze balonul și acum Chioveanu pe partea stângă. Chioveanu schimbă jocul pe partea dreaptă pentru Mirea, foarte bine. Mirea la minge. De asemenea îl caută pe Dumitrache, Băjenaru, Drăgan, Chioveanu. Băjenaru trimite lui Drăgan și obține cornerul de pe partea stângă în minutul 27 al reprizei secunde. Unul la unul, Victoria Gugești, CSM Ajut și corner pentru Gazde în minutul 27 din repriza secundă. Resping ajudenii. Mihescu, Enachi, Băjenaru, Drăgan și minge pe partea dreaptă pentru Mirea. Drăgan, Mirea, blocat Mirea, Băjenaru, șut blocat și prinde portarul Tudoriu, 1-1. Degajează Tudoriu, respinge Chioveanu, Enachi, Drăgan și Chioveanu, Băjenaru, Chioveanu. Și Vlad trimite în afara terenului, aruncare de la margine pentru Ajud.
Repune de la margine. Respinge Drăgan în afara terenului. Ataca judul Muteanu. Respinge Enache. Petra trimite pe partea dreaptă lui Mușat. Pierde balonul Mușat Drăgan. Pasează lui Dumitrache. Un dribling Dumitrache, rămâne la minge. Dumitrache la minge la marginea greu de 16 metri. Și șutează Dumitrache. Respinge portarul Tudoriu. A șutat direct pe centru. Atacă acum judul, dar nu este nimeni acolo, doar Drăgan. Mirea. Ghescu. Băjenaru. Tot el acum la minge. Băjenaru pe centru. Mihăiescu. Atacă Gugeștiul. Băjenaru schimbă jocul pe partea stângă cu Drăgan. Rămâneți pe sede VTV pentru acest final de partidă interesant al juniorilor A1. O minge pe centru, intervine Marinescu și trimite în afara terenului. Vor arunca de la margine juniorii de la Jud. Dârlea. Dar Vlad respinge și trimite mingea în afara terenului. Dârlea trimite în carierul Munteanu. Și respinge Marinescu. Același Marinescu respinge până la Drăgan, Pioveanu. Și trimite mingea în afara terenului, aruncare de la margine pentru CSM Jud. Munteanu trimite în afara terenului, aruncare de la margine pentru Victoria Gugești, 1-1, minutul 33 al reprizei secunde. Marinescu respinge Petra. Vlad. Mirea. Și respinge Drăgan, acum o minge pe centru. Urmărește depozitat Drăgan și lovitură liberă pentru CSM Jud, a fost faultat Voicu. Suntem în ultimul sfert de oră la aceste partide. Minge în careu, Dârlea. Capitanul ajutului șutează din întoarcere și prinde portarul Manea, care degajează foarte bine pentru Mirea. Și lovitură liberă obținută de Mirea în extremis. Reușește să
atingă balonul și este faultat de Bălășcău, balonul de Voicu. Va executa mirea. Mirea pe scurt. Și este 1-0, gol înscris de Băgenaru Mihai, 2-1, minutul 35, al reprizei secunde, minutul 80. Este 2-1 pentru Gugești. Eram atent la niște copii care au luat o minge de peste gard aici la... deci este 2-1, minutul 80 face Băgenaru. Din lovitura liberă executată de Mirea. Băgenaru, minutul 80. Încă 10 minute. Da, nu știu dacă juniorii A1 joacă 90 de minute. O să întreb asistentul dacă mai sunt 10 minute sau mai puțin. Mihescu recuperează. Recuperează David Enachi. O pasă în centru. Aruncare de la margine pentru ajut și iată panterile mici reușesc să înscrie încă un gol. Aruncare de la margine pentru ajut. Enachi minge în centru. Mingea rămâne în teren. O lumânare pentru Dumitrache. Drăgan. Sunt doi jucători de Drăgan la Gugești și trimite în afara terenului Voicu. Aruncare de la margine pentru Victoria Gugești. Minutul 37 în repriză de secunde și este 2-1 pentru Victoria Gugești. După ce ajutul a reușit în primul minut al reprizei secunde să egaleze prin Munteanu din lovitură de la 11 metri. Aruncă Gugeștiul de la margine. Enachi. Vlad. Recuperează ajutul pe centru. Intervine Marinescu în ultima clipă care trimite în afara terenului, dar Chioveanu alergă după această minge, nu a mai prins balonul, aruncare de la margine pentru ajut. Drăgoi va executa această lovitură de la margine. Drăgan, o trecere elegantă pe lângă Petrea, revine Petrea, recuperează balonul și este offside. Offside, lovitură liberă pentru Gugești. Și cartonaș galben pentru Voicu, pentru proteste. Este offside, lovituri libere pentru Victoria Gugești, va executa portarul Manea. Degajează Manea, lung pe partea stângă pentru Dumitrache. Respinge Voicu, dar prea tare în afara terenului și aruncare de la margine pentru Gugești.
2-1 în derby juvenil de Vrancea la Juniorea 1, victoria Gugești CSM Giud și suntem în minutul 39 reprize secunde. Băjenaru. Mihaescu. Șut al lui Vlad, dar slab prins de jucătorul Bălășcău, care încearcă să-l pună în curță pe Mușat. Intervine portarul Manea, care prinde balonul. Recuperează balonul Drăgan la centru și inițiază un contraatac. Încearcă să-i paseze lui Dumitrache, este blocat. Dărlea, deposedat de Enachi. Mihaescu. Și revine Mihaescu și trimite în afara terenului. Aruncarea de la margine pentru CSM Giud. Minutul 40, intrăm în ultimele 5 minute la acestei partide. Minutul 40 la reprize secunde, aruncă de la margine Giudul pe partea dreaptă. Marinescu trimite în afara terenului. Se repetă aruncarea de la margine. Petrea, a învățat și Petrea, a învățat și Chioveanu. Cei doi fundași laterali de la cele două echipe să arunce de la margine această partidă. E un lucru bun. Centrare Petrea, în care o respinge Mihaescu și este faultat Mihaescu de Codiță. Nu știu cum e Codiță. Decajează Manea. Se încurcă doi fundași centrale acolo. Drăgan. Dumitrache. Faul periculos acolo, Babalăc Denis se pregătea să dea un cartonaș galben, jucătorul de la Gugești reacționează, l-a împins cu pieptul, să vedem ce va decide centralul Babalăc. Cartonaș galben și pentru Drăgan, că a ripostat. Și cartonaș galben și pentru cel care a faultat jucătorul Mușat. Galben și pentru Mușat, galben și pentru Drăgan. Dacă nu reacționa Drăgan, lua cartonaș galben doar Mușat. Suntem în minutul 42, reprize secunde, mai sunt 3 minute din timpul regulamentar din această partidă. Ba nu, Drăgan a luat al doilea galben, este roșu. 3 minute din timpul regulamentar, Drăgan joacă, lasă echipa cu un om în minus. Nu, a luat roșu și Mușat. Deci doi jucători eliminați, și Mușat și Drăgan, să nu se întâlnească la vestiar. Da. Copiii spun, fac lucruri trăsnite de data asta. Era o emisiune, copiii spun lucruri trăsnite, dar aici la Gugești copiii fac lucruri trăsnite. Lovitură liberă pentru victoria Gugești în minutul 43 de reprize secunde. 88 al partidei peste poarta lui Tudoriu. Minge lungă, respinge Vlad. Mirea nu reușește să preia balonul. Se blochează Mirea. Iată-i pe cei doi jucători, dar acest stâlp nu ne lasă să filmăm această poziție. Iată-i pe cei doi jucători, dau mâna. Cei doi eliminați cu cartonaș roșu.
s-au împăcat. Era mai bine dacă rămâneau în teren. Se continuă jocul. Mușat și Drăgan eliminați în derby de Vrancea de juniori A1. Atacă CSM Giud, nu recuperează foarte bine acolo Dumitrache. Dumitrache scapă singur și este blocat de Stănilă, care trimite în corner. Efort mare făcut de Dumitrache. Un sprint de aproape 50 de metri. Dar obține un corner și tot este bine. În minutul 90 se arată 2 minute de prelungire la reprezie secunde și ale partidei. Deci suntem în prelungirile partidei. Corner pentru Victoria Bugești, care conduce cu 2-1 în întâlnirea cu CSM Giud, și avem 2 jucători eliminați. Cele 2 echipe joacă în 9 jucători de câmp. Corner și un luft acolo al lui Mirea. O minge trimisă de Bojenaru. Ajutul la minge. Dumitrache greșește și Marinescu trimite în afara terenului. Doi jucători la pământ. Suntem în prelungiri. Gugeștiul pregătește o schimbare. Autorul golului 2 al gazelor, luat în brațe de antrenorul Vasile Sandel, Mihai Bojenaru. Arbitre! Domn arbitru! Intră și Mirea în teren, se reia jocul, ultimele secvențe ale acestei partide. Chioveanu respinge printr-o foarfecă aplaudată de spectatorii prezenți. Mii trimise în față pentru Adjun. Dumitrache trimite pentru Mihaescu. Primește Mirea pe partea dreaptă. Șut blocat. Și offside. Degajează portarul Tudoriu. Devine Drăgan. Dumitrache. Mihaescu. Șut al lui Mihaescu blocat. Enachi David trimite o lumânare în careu. Dar intervine portarul Tudoriu, care degajează imediat pe centru. Și fluier final, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Bucurie mare în tabăra gazdelor. Câștigă Panterele cu 2-1 în întâlnirea cu CSM Giud. De aici, de la Gugești, Viorel Pazian, SDV TV și partenerul oficial Ricora, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Vă mulțumim frumos dacă v-ați abonat gratuit la canalul de YouTube SDV TV. Vă mulțumim frumos dacă ați dat un like la pagina de Facebook a ziarului Sportul de Vrancea, pe sportuldevrancea.ro, și vă dorim un weekend plăcut în continuare. Nu uitați, după amiază de la orele 16,
Din nou, PSDBTV Ricora vă oferă partida de la Mărășești, dintre Viitorul Mărășești și Victoria Gugești. Copiii juniorii de la Gugești salută spectatorii prezenți. Noi vă salutăm pe dumneavoastră și vă dorim toate cele bune. La revedere de aici, de la Gugești.